Mai multe persoane au fost înșelate de o grupare infracțională care intermedia contracte de muncă în străinătate, în care era oferită cazare gratuită și salarii bune. Ajunși acolo însă, muncitorii erau cazați în condiții mizere, pentru care erau obligați să plătească, cu toate că nu li se dădeau salariile. Victimele erau racolate prin intermediul unor firme din București, Ilfov, Iași, Brașov și Sălaj. În perioada 2009-2011, un număr foarte mare de persoane trimise la muncă în Cehia, Spania și Italia au fost exploatate prin muncă de angajatorii străini. Românii erau cazați în spații insalubre, cu igrasie și insecte în camere, fără paturi, apă curentă și căldură. Pentru toate acestea, ei erau obligați să plătească diferite sume de bani, cu toate că patronul nu le plătea salariile. Ei primeau bani doar cât să nu moară de foame, forțați fiind să renunțe la muncă. În acest fel, erau înlocuiți cu alte serii de muncitori care plăteau comisioane serioase firmelor de plasare din România. Profiturile erau împărțite între raculatorii români și angajatorii străini. Membrii grupării și-au înființat mai multe societăți comerciale de plasare a forței de muncă. Ei lucrau cu o firmă pentru scurt timp, după care activitatea era transferată pe o societate nouă, despre care victimele nu aveau cum să afle nimic. Procurorii au declanșat urmărirea penală față de 22 de persoane care sunt acuzate de constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane.